Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Cucu și vă invit la o nouă ediție Aleși la Raport. De data aceasta vorbim cu un parlamentar, cu deputatul Stelian Ion din partea USR, fost ministru al Justiției. Bună ziua, bine ați revenit la Focus Press. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ne bucurăm că sunteți astăzi aici, pentru că sunt multe lucruri de discutat despre justiție. Am sesizat că tot aduceți în discuție corupția din justiție. Ce corupție, domnul Stelian Ion? Mai avem așa ceva? Dați-ne exemple concrete. Am auzit de exemple concrete, dar în mod oficial corupția din justiție a dispărut în totalitate din 2018, de când s-a înființat acea celebră secție specială. Niște nebuni au aruncat o piatră în apă și după aceea greu a fost să o scoatem. Din păcate, când s-a desființat acea secție specială care trebuia să investigheze corupția din justiție și, în general, infracțiunile din justiție, nu doar corupția, deci după înființarea acelei secții nu au mai fost cazuri de corupție, pur și simplu au dispărut. Așa. E clar că acea secție nu și-a făcut treaba. Pe alocuri au urmat o linie pe care o aveau trasată de a hărțui niște procurori. Laura Codruța-Chiuvești a fost chemată pe acolo de nenumărate ori. Din păcate, după ce Cătălin Predoiu a venit cu propunerea asta de desființare a secției, ea a fost înlocuită de niște procurori anume desemnați, un fel de aceeași mărie cu altă pălărie, care la fel nu au făcut mai nimic în această perioadă. Au rămas dosare nesoluționate și nu avem cazuri de corupție. Nu că ar fi o problemă, ar fi minunat să fie adevărat. Ar fi minunat să fie adevărat că nu avem cazuri de corupție, dar este nu puțin probabil, este în mod cert neadevărat că au dispărut deodată toate cazurile de corupție și nu există niciun sistem judiciar, cred, care să nu aibă absolut niciun caz de corupție într-o perioadă de ani de zile. De aceea am tot repetat această chestiune și ultima oară când ne-am întâlnit cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, la începutul săptămânii, în ziua de luni, au avut o întrevedere cu raportorii pe legile justiției din cadrul Comisiei de la Veneția, le-am explicat că legislația nu s-a corectat, că avizul pe care l-au dat ei la începutul anului nu a fost avut în vedere de Cătălin Predoiu și guvernul actual, că nu s-a făcut nimic pe această zonă. Dimpotrivă, am făcut pași importanți înapoi, ne întoarcem în perioada Rodica Stănoiu, Adrian Stase, când dosarele erau rezolvate în ședințe de partid. Vă amintiți foarte bine acele stenograme, bănuiesc, în care se discuta despre cum să țină dosare, cum să scoată dosare și așa mai departe. Problema cu aceste legi este că așa cum au fost ele votate și iată, ele au trecut și de Curtea Constituțională și merg la promulgare acum, pun toată puterea în una câtorva persoane din justiție. Și asta înseamnă oligarhizare, asta înseamnă că vor exista jupâni în justiție care vor face ce vor dori. Și le-am spus politicienilor, parlamentarilor, când am luat cuvântul pe aceste legi la tribuna Parlamentului, să aibă mare grijă, pentru că ei creează un monstru acum. Un monstru care nu va putea fi stăpânit și, deși ei cred că vor avea niște pârghii politice pentru a rezolva problemele, la un moment dat acei oameni cu atâta putere nu vor putea fi opriți de nimeni. Nici măcar din președinte, nici măcar de absolut nimeni. Pentru că sistemul judiciar este independent și trebuie să fie independent, dar în cadrul sistemului judiciar trebuie să existe niște pârghii de autoreglaj, de autocontrol. Ori aici, dacă totul este nu doar la parchete, unde prin concepția acestei părți a magistraturii există o subordonare ierarhică de un anumit fel, însă dacă și pe parte de judecători, la fel creăm niște sisteme de putere în formă piramidală, astfel încât șefii de instanțe
președintele în alte curți să aibă atâta putere în mâna lor, deja se va crea o mare problemă pe viitor. Suntem într-o situație extrem de dificilă acum, cu personal redus, nu mai sunt judecători, nu își dau demisiile, ies la pensie cei care au vechina, pentru că sunt speriați de modificările legislative și pentru că nu se comunică în mod transparent de la nivelul guvernului ce se întâmplă acolo și cu ce propuneri se va veni. Dar pe acest fond deja negativ, în care sunt puțini judecători, dosarele durează foarte mult, pe viitor lăsați partea de corupție, vom discuta și despre ea, lupta anticorupție și așa mai departe, dar dosarele în care oamenii trebuie să își rezolve un partaj, trebuie să își rezolve, un divorț cu încredințare de minor sau chestiuni cotidiene, să spun așa, un litigiu comercial, lucrurile astea, acest gen de procese vor dura și mai mult. Asta e marea problemă. Deși și acum durează inacceptabil de mult aceste procese. În rest, își imaginează politicienii că acum dacă pun puterea în mâna procurorului general, procurorului șef DNA DICOT, care vor putea influența toate dosarele tuturor procurorilor din subordine, dacă numirile în continuare vor rămâne politice, o să aibă niște pârghii de control asupra justiției. O să aibă niște pârghii de control, dar la un moment dat chestiunea asta se va întoarce și împotriva lor. Și în orice caz, pentru omul de rând, pentru români, să nu aibă un sistem judiciar acceptabil măcar, înseamnă să nu avem ca țară un sistem imunitar, să spun așa, prin care societatea să corecteze toate derapajele, toate furăciunile, toate nedreptățile care se întâmplă, din păcate, zi de zi. Vedem acum, de dată foarte recent, iată știre proaspătă, bineînțeles, funcționează prezumția de nevinovăție, dar vedem flagranturi prin care funcționari publici din instituții importante totuși sunt prinși că își împart șpăgile. Văzând lucrurile astea, înțelegem foarte clar cum a fost posibil să se distrugă orașe întregi. Orașul nostru este un caz când avize la primărie, avizele de la direcțiile de cultură și așa mai departe s-au dat pe șpăgi și pe genul ăsta de influențe, păi așa se mutilează un oraș și se mutilează viața oamenilor până la urmă, pentru că tot ce vedem aberant de multe ori este ca urmare a nerespectării unei reguli. Vedeți, DNA funcționează, pentru că ce spuneați dumneavoastră adineauri e chiar exemplu de astăzi de la Direcția de Cultură, Constanța. Funcționează într-un picior. Stau într-un picior și ca urmare a unei decizii de dată relativ recentă, din aprilie, a Curții Constituționale, se vor închide, nu știu dacă mii, dar cred că peste 1000 de dosare cu miză, doar la dosare de corupție vor fi peste 500, 577 de dosare care se vor închide și un prejudiciu de peste 1 miliard de euro. Vă dați seama cum funcționează DNA-ul, cum mai poate funcționa DNA-ul, da, își face treaba și își va face treaba, dar în limitele care îi se permit sau care îi sunt impuse. Acum trebuie să spun și lucrul ăsta, că totuși Curtea Constituțională, când a dat nucleara asta din justiție, noi vorbim de legile justiției, da, un capitol, am spus cât de nocive sunt legile astea, putem face o emisiune întreagă cu chestiuni tehnice, dar nu cred că sunt de mare interes. Pentru că sunt tehnice și s-ar putea să ne pierdem în amănunte. Dar pe parte de justiție penală se închid nu doar dosare de corupție, ci se închid și dosare de criminalitate organizată care vizează infracțiuni dintre cele mai grave. Și se închid toate dosarele care sunt vizate de intervenirea prescripției ca urmare a acelei decizii. Curtea Constituțională a spus că e vina integrală a
legiuitorului care din 2018 n-a făcut nimic, a stat cu mâinile în sân și nu a corectat acel articol, eu îi contrazic fără nici cea mai mică... Era ministru în 2021, înaintea mea a fost alt ministru și după mine a venit alt ministru. Da, au fost vreo 4-5 miniștri în această perioadă, numai că de când s-a pronunțat acea primă decizie în 2018 referitoare la această chestiune, practica judiciară a fost constantă în sensul în care au considerat cu toții că acea decizie nu a șters, nu a făcut inaplicabil total articolul respectiv din codul penal, articolul 155, alineatul 1, ci că decizia Curții Constituționale este una interpretativă. Așa a zis în alta curte, așa au zis curțile de apel în marea majoritate, așa au zis toate celelalte instanțe. Au fost întruniri ale magistraților, au fost luat de poziție ale INM-ului, au fost luat de poziție ale membrilor CSM și așa mai departe. Am găsit o decizie din 2019, deci după acea decizie, în care chiar Curtea Constituțională spune că articolul respectiv rămăsese în vigoare. Și acum, după 4 ani de zile, vine și ne spune Curtea Constituțională, toți ați înțeles greșit, nu v-a dus praful. Păi ce s-a întâmplat? Care e interesul? S-a sucit Curtea Constituțională și miza este foarte simplă. Scapă niște băieți deștepți și niște fete deștepte, ca să zicem mai direct așa, dar nu e cazul să dau eu nume, pentru că nu, cum să zic, zvonistica asta nu cred că își are rostul într-o astfel de prezentare din partea mea, dar cert e că scapă niște politicieni și cert este că judecătorii la Curtea Constituțională sunt numiți de politicieni și cert este că această Curte Constituțională s-a contrazis flagrant când odată a spus că articolul acela a rămas în vigoare, e decizia 466 din 2019 și după 3 ani de zile spune că de fapt nu, n-ați înțeles voi bine, de fapt decizia aia nu era interpretativă. Deci o sucire la 180 de grade, ca să spun mai. Execută mai. Niște ordine politice? Dar n-am nicio îndoială. Nicio îndoială nu am. Uneori, când nu există miză de o anumită factură, în analiza Curții Constituționale, se dau soluții pe baza analizelor magistraților asistenți în general, pentru că, din păcate, calitatea judecătorilor la Curtea Constituțională an de an a scăzut. Dacă ajungi și domnul Licu să fie judecător la Curtea Constituțională cu note de 5 la drept penal în facultate, am rezerve serioase, din ce în ce mai serioase cu privire la calitate. Sunt și alți judecători, profesori, universitari recunoscuți, dar sunt în minoritate în această Curte Constituțională. Deci, uneori, deciziile curții sunt corecte și sunt binevenite. Alteori, când există o miză, iată, au încercat în 2018 să scape pe Liviu Dragnea și alți câțiva de prin jurul lui, prin modificarea legislației, modificarea codului penal, au intrat cu bocancii, au intrat la rupere, cum s-ar zice, și au intrat într-un fel prostește, că s-au împiedicat. S-au împiedicat cu G13, societatea civilă a reacționat, au ieșit oameni în stradă în mod masiv și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-au putut să facă. Da, ați impulsionat ce? Și dumneavoastră, USR-ul mă refer, societatea civilă, dar acum înțeleg... Dar acum au făcut-o mai parșiv, au învățat lecția de atunci și în regimul Klaus Iohannis lucrurile s-au făcut mult mai viclean, în sensul în care nu au mai băgat Parlamentul la înaintare. Iată, judecătorii Curții Constituționale, care nu-i așa, apără Constituția, n-ai ce să comentezi, care sunt undeva sus pe un piedestal, care beneficiază și ei de imunitate cât nu au toți parlamentarii la un loc, și așa mai departe, au dat o decizie, ea e obligatorie și gata, s-au închis și se vor închide sute sau mii de dosare. Bun, da, fiind un raport de activitate și fiind parlamentar, ce ați făcut dumneavoastră, colegii de la USR, ce veți face mai departe ca să opriți lucrurile acestea despre care vorbiți dumneavoastră acum că sunt în neregulă? În 2018, imediat după acea decizie,
era un proiect, noi eram în opoziție, era un proiect de modificare a codului penal și de procedură penală propus în Parlament. El a trecut prin filtrul Comisiei Iordache, pe lângă niște modificări punctuale bune, împănaseră acest proiect cu o grămadă de bombe, cu o grămadă de pericole, de articole care, la fel, aruncau în aer toată o mare parte a dosarelor penale. Acel proiect, printre altele, viza și modificarea articolului despre care am vorbit mai devreme. Nu intru în foarte multe amănunte tehnice, cert este că dezbaterea pe acel proiect s-a purtat până în 2021 și proiectul a picat la Curtea Constituțională, care a spus că în integralitatea sa acel proiect este neconstituțional. Iată, dacă era o părticică bună pe articolul pe care ulterior l-au considerat neconstituțional, trebuia să păstreze măcar părticica aia bună și să nu spună că tot a fost neconstituțional, că n-a fost pe probleme de procedură declarată în ansamblul său. În fine, în 2021, cât am fost ministru, am finalizat proiectul de punere în acord a legislației, nu doar pe acel articol, pentru că sunt multe alte articole din codul penal, dar mai ales din codul de procedură penală, care ar trebui armonizate cu deciziile curții. Am finalizat în iulie, am pus în dezbatere, în iulie 2021, am început procedura de adoptare în guvern a acelui proiect. Pe 8 septembrie, la mai puțin de o săptămână de la remaniere, de la schimbarea mea din funcția de ministru, se împlinise termenul de consultare publică. Proiectul putea fi deja trimis în guvern și apoi imediat în Parlament. Ce s-a întâmplat după aceea? Suntem în noiembrie 2022, da? De atunci și până acum, nu s-a trimis absolut niciun proiect de modificare în Parlament. Dincolo de asta, colegii ai mei, în decembrie 2021, au depus un proiect care se referau la acel articol. În decembrie 2021, decizia Curții a venit în aprilie 2022. Nu s-a adoptat acel proiect al colegilor mei din USR. Deci, ce am făcut noi, v-am spus acum. Ce au făcut alții, vedeți și dumneavoastră. Și mai departe, Cătălin Predoiu nu a făcut nimic, dar a făcut după ce s-a dat decizia. După ce s-a dat decizia, a dat ordonanță de urgență, deși era la camera decizională, în Camera Deputaților, proiectul propus de colegii mei din USR de modificare a acelui articol. Păi tu dai ordonanță de urgență pe o chestiune, deși știi că în Parlament, la vot final, ai aceeași chestiune? Asta e, cum să spun, sunt mai multe decizii prin care Curtea spune că e neconstituțional să vină guvernul să dea ordonanță de urgență, nu mai zic de referendum pe justiție. E consultativ, să zicem că trecem peste. Dar pe chestiunea asta de încălcare atributului Parlamentului, care el trebuie să facă modificările, în mod excepțional guvernul poate interveni. Tu ai proiect, îl poți vota într-o singură zi în Parlament, dar vii tu și dai ordonanță de urgență. Păi, a fost cu intenție, așa încât să... Nu vreau să spun că a fost cu intenție, a fost o neglijență crasă că s-a ținut acel proiect însertat timp de, iată, un an de zile după ce era finalizat. Dacă s-ar fi adoptat mai devreme, este posibil ca decizia aceea să fie arătat altfel. Pentru că nu mai avea argumentul acesta al unei pasivități totale din partea legiuitorului. Argumentul oricum e fals, dar dacă s-ar fi pus în acord și intra în vigoare o lege care punea în acord înainte să se dea acea decizie, probabil că decizia nu mai arăta așa. Sunt speculații. Acum e contrafactual. Acum să ne gândim ce ar fi fost dacă, putem face 1000 de scenarii. Cert este că eu am finalizat proiectul, i-am dat drumul, el a fost băgat în sertar și suntem pe 10 noiembrie, da? Până la sfârșitul anului, legile de modificare a codului penal și de procedură penală trebuie să intre în vigoare.
Dacă nu intră în vigoare, o să avem probleme cu PNRR-ul, pentru că avem jalon foarte clar, nu doar să-l adopte, deci trebuie să intre în vigoare. Păi iarăși intrăm în criză de timp, iarăși dăm din colț în colț că trebuie ordonanță de urgență, că nu avem cum altfel decât pe repede înainte, printr-o comisie specială și așa mai departe. E de neimaginat ce fac oamenii aceștia și pentru mine e de neînțeles. De aia, uneori, te duci cu gândul la ideea că poate fi și un element de intenție și de rea voință aici. Bun, dar ce puteți să faceți acum, din momentul acesta? Din momentul acesta... Adică doar discutăm, facem doar... Nu putem decât să presăm guvernul să facă ceea ce trebuie să facă, să trimită odată în Parlament acel proiect. Bineînțeles că putem veni cu un alt proiect parlamentar, îl depunem noi, trei parlamentari sau tot grupul parlamentar. Am mai făcut așa, spre exemplu, cu legea avertizorului de integritate. Guvernul era în întârziere, finalizasem până la sfârșitul mandatului acel proiect, putea fi promovat în timp util, n-a făcut-o guvernul la timp și am promovat proiect de lege pe cale separată, care a fost ținut pe loc în Parlament și a venit guvernul, dar cu depășirea tuturor termenelor, iar când au votat acel proiect, în loc să crească protecția avertizorilor, de fapt au scăzut-o. Și acum iarăși avem o problemă cu PNRR-ul. Este risc de blocare a accesului la aceste fonduri pentru că acea lege nu a fost corectată. Deci, noi avem și soluții, putem propune și venim de fiecare dată cu propuneri. Din păcate, 70% din voturi le are PSD-ul cu PNL-ul sau le au cele două partide împreună și se opun tuturor modificărilor care trebuie făcute. Păi, dacă se pierd fonduri, nu văd unde este logica, dacă există acest risc. Păi există acest risc. Da, dar nu văd logica. De ce ar face așa ceva având în vedere riscul? Pentru că sunt niște oameni responsabili, pentru că mizează pe faptul că, doamne, o să treacă cu vederea și, într-adevăr, au trecut cu vederea în primă fază, pentru că jalonul era foarte clar, trebuia să intre legea avertizorilor în vigoare până la sfârșitul lui martie anul acesta. N-a intrat în vigoare, iar în loc să fie îmbunătățită, a fost mutilată și a fost întoarsă de Iohannis. Și tot nu avem legea modificată nici la ora asta. Cu toate astea, mergem pe o linie, pe o sârmă foarte subțire și riscăm totul. De ce? Pentru că niște băieți deștepți vor o anumită formă a codului penal, o anumită formă a legilor justiției și deranjează foarte tare legea avertizorilor de integritate, pentru că ei văd în avertizorii de integritate niște delatori, ei asemuiesc cu cei de pe vremea lui Ceaușescu care își păreau vecinii și făceau tot felul de delațiuni de cea mai joasă speță. Da, acum nu despre asta este vorba. Dar despre ce este vorba? Este vorba nu este de... despre încălcarea legii, nu despre faptul că vecinul tău a avut legătură cu nu știu ce, într-un regim totalitar de teroare, a vorbit cu un străin sau a primit un pachet de nu știu unde sau ascultă Radio România Liberă, dat încet la radio seara împreună cu familia. Nu despre asta este vorba. Acum este vorba despre faptul că oamenii văd la locul de muncă că unele lucruri sunt suspecte, că se iau poate șpăgi pe la unele direcții din unele instituții, că se încalcă flagrant legea și atunci, în momentul în care fac cunoscute aceste lucruri la instituții, în secunda 2, ei sunt loviți din toate direcțiile. Sunt dați afară de la locul de muncă, sunt amenințați, au tot felul de astfel de tratamente. Păi câte astfel de cazuri ați sesizat? Și ăștia sunt avertizorii de integritate care trebuie protejați, care văd nereguli, văd încălcări, văd probleme de corupție și așa mai departe. De asta a ieșit public și Laura Codruța Chiuveși și a spus că așa ceva este inadmisibil, că ea personal va sesiza Comisia Europeană dacă va trece legea în varianta... Domnule Gheniu, oamenii sunt protejați sau încurajați să
cu ghilimelele de rigoare, să toarne neregulile sesizate în instituții. Un om de bună credință nu face acest lucru oricum? Un om de bună credință ar trebui să facă lucrul ăsta, dar de foarte multe ori acel om se teme, pentru că au fost multiple cazuri înainte în care și-au pierdut alți oameni care au văzut nereguli și le-au semnalat și au pierdut locurile de muncă. Spre exemplu, există și alte metode de intimidare a celor care au curajul să spună lucrurilor pe nume. Scăderi de salarii, mutări disciplinare, de colo-colo, bătaie de joc, de toate felurile. În general, e vorba de pierderea locului de muncă într-o formă sau altă. În alte țări, că nu știu, dumneavoastră sigur știți, există așa ceva? Da, sigur. Este o directivă europeană care impune protecția avertizorilor de integritate și acea directivă s-a modificat în sensul în care acești avertizori de integritate trebuie protejați nu doar dacă lucrează în instituții publice și fac sesizări cu privire la activitatea instituțiilor publice, ci și în cazul unor entități private, care sunt foarte importante și ele și care, de asemenea, trebuie să respecte și ele legea. Dar, e adevărat, în anumite condiții. Acum nu se instituie o birocrație și o teroare a privaților, mai ales că nu punem pe picior de egalitate din punct de vedere al influenței față de funcționarea statului, entitățile private cu cele publice. Dar și în mediul privat trebuie să existe respectarea legii. Am înțeles. Știu că sunteți fan DNA, sunteți fan Laura Codruța Chioveși. Eram fan niște cântăreți când eram în liceu, dar fan DNA nu sunt și nici fan, nici Codruța Chioveși. Ar putea fi candidatul USR la prezidențiale? N-ar putea fi, pentru că a exprimat foarte clar că nu-și dorește acest lucru și că își va continua mandatul extraordinar ca importanță pe care l-a primit și vedem că are activitate foarte bună. A început în forță, cu mijloace nu foarte multe, dar cu mijloace modeste a început în forță, are deja rezultate și deja pune problema modificării regulamentului de funcționare a pachetului european, astfel încât să aibă mai multe competențe și să aibă mai multe pârghii. Noi am solicitat extinderea competențelor parchetului european și pe partea de infracționalitate de mediu, pentru că în România ne-am lovit de toate blocajele posibile, au încercat modificarea legii, a fost declarată neconstituțională pe motive derizorii și așa mai departe, aici nu se dorește rezolvarea problemei. Și atunci am mers pe partea cealaltă, pe calea europeană și am propus, vedem, deja se discută la modul cel mai serios ideea extinderii competențelor și pe partea de infracționalitate de mediu, pentru că este o problemă care ne afectează pe toți în Europa. Mai sunt câteva păduri, mai sunt niște ape, mai sunt niște râuri, niște până la urmă, bogății naturale de care ne bucurăm aici pe continent și care trebuie protejate și ele. Ce puteți să-mi spuneți despre hidrocentrale? Vă pot spune despre hidrocentrale că niște băieți deștepți au încercat să facă niște hidrocentrale în arii protejate, să distrugă iremediabil niște râuri. Și au încercat să își acopere ilegalitățile astea cu modificarea legii. Adică mai întâi au făcut lucrările, le-au continuat, deși instanțele spuneau că sunt ilegale, au făcut investiții de milioane de euro acolo în mod ilegal și acum vor să își acopere ilegalitățile acestea cu modificarea legii. Legea a fost declarată neconstituțională, dar a fost redepusă pentru că a fost declarată pe motive de procedură, de bicameralism. Vreau doar să spun că argumentul lor cum că în felul ăsta se asigură siguranța energetică a României este unul fals, mincinos, pentru că raportat la producția națională de energie electrică, acele câteva microhidrocentrale sau hidrocentrale reprezintă
sub 1%. Deci, nu poți să spui că merită să distrugi iremediabil natura pentru un procent infim. În același timp, cei care sunt cu gura mare și urlă din răzputeri că trebuie făcute aceste hidrocentrale musai, trebuie să le construim în arii protejate, nu investesc în alte hidrocentrale pe aici, spre exemplu, sunt două care zac fără investiții, dar nu sunt în arii protejate, acolo nu mai este prioritate națională. În același timp, avem investitori care vor să construiască parcuri eoliene offshore, adică pe mare, și ei sunt ținuți la ușă în România. Legislația nu s-a modificat, guvernul n-a venit cu nimic, am venit parlamentari, în principal din USR, dar au semnat și colegi din PNL și din PSD și din UDMR acest proiect de reglementare a activității eolienelor pe mare. Însă vine, acum o săptămână am avut în Comisia Juridică, vine cineva de la Ministerul Mediului, un reprezentant al Ministerului Mediului și ne spune: domne, proiectul nu e bun, vă rugăm să-l respingeți. Păi stați puțin, nu așa scurt nu e bun, ziceți-ne de ce nu e bun, haideți să-l facem să fie bun. Dacă noi avem greșit undeva un articol, spuneți-ne dumneavoastră cum e bine. Înțelegem, nu vă place proiectul nostru. Dar dumneavoastră cu ce veniți? Veniți cu niște propuneri. Deci ideea asta, hai să distrugem natura, o facem praf, că vor niște băieți deștepți să-i justifice multe milioane de euro pe care le-au cheltuit în mod ilegal, dar în același timp nu investim acolo unde trebuie, adică în eoliene. Păi suntem în Dobrogea, să fie și ziua Dobrogei în curând. Avem aici, în zona noastră, un potențial uriaș. Parțial, această poziționare a fost valorificată în sensul în care avem parcuri de eoliene, dar zona asta a Mării Negre este extraordinară. Avem în Constanța un vânt de nu mai știm de noi. Nu ne auzim gândurile de multe ori în tot timpul anului și vin oamenii aici și spun: a, e frig, la voi iarna e foarte frig, dar de fapt bate câimbăt, sau bate vânt. Deci avem vânt puternic, ar putea să se folosească această energie care este gratuită. Este doar la îndemână asta, doar să o captăm. Nu se dorește. Nu se dorește, nu știu, întrebați-i pe ministrul mediului, pe domnul Ciucă, pe parlamentarii ceilalți din Constanța, că sunt mai la îndemână, de ce nu doresc. Dar unii doresc pentru că au și semnat proiectul. Eu vă spun doar ce se întâmplă. Deci sunt niște minciuni și niște manipulări grosolane, în sensul în care dacă am atacat acea lege care distrugea mediul și le făcea jocurile câtorva băieți deștepți, ne-am opus siguranței energetice. Bode nu este cumva doctor pe siguranță energetică în România, dacă e atât de deștept și atât de doctor? Plagiat, e adevărat, dar mă gândesc că 1% din lucrarea lui nu o fi plagiat, o fi scris și el oră, sau poate n-a scris deloc. Cred că e puțin așa cam mult, cum spuneți, că am văzut cât la sută și la ce se referea acolo. Păi nu era ceva flagrant, nu era un plagiat odios. Nu, nu, stați puțin, stați așa, că nu e așa. Nu? Nu, lucrurile nu sunt lămurite, pentru că acel procentaj s-a raportat doar la ce fusese sesizat de către colegii mei. Colegii mei sesizase, găsise niște traduceri care nu fusese recitate și au sesizat chestiunea asta. La bucățica aia s-au raportat cei care au analizat, dar acum există o altă sesizare, am citit-o din presă, se reia procedura analizei, verificare. Mă rog, asta e alt subiect, să fie sănătos, dar dacă e atât de deștept, să presupunem că a scris pe bune acel doctorat, că este doctor în securitate energetică. Să știți că și citate apar. Ministrul de interne, doctor în securitate energetică, a fost câteva zile și ministrul justiției, ministrul economiei, ministrul la transporturi, o să-l pună și la cultură, o să-l pună prim-ministru. Deci omul ăsta este omul renașterii, omul tuturor disciplinelor.
Legat de subiectul hidrocentralelor, v-am întrebat pentru că am văzut și o dezbatere, o emisiune interesantă și se vorbea de criza energetică în contextul conflictului din Ucraina. Da. Adică păreau niște argumente foarte solide. Sunt argumente solide în sensul în care trebuie să valorificăm fiecare posibilitate de a obține un megawatt în plus. Da, eu cred că e importantă și respectarea legii și important să nu distrugem ceva iremediabil pentru a obține foarte puțin în schimb. Când ești presat extraordinar, zici că faci un sacrificiu, distrugi ceva temporar și după aceea se refaci. Acum ar fi niște distrugeri și nu merită să distrugem iremediabil acea zonă protejată pentru un câștig atât de mic. În același timp, tu nu făcând nimic din ce poți face. Adică sunt alte proiecte de hidrocentrale care zac, sunt legi care sunt ținute în sertar, cele care ar permite extinderea parcului eolian. Iată, o să vedem cu partea asta de energie nucleară. Vor fi discuții și acolo, dar cert e că este o sursă importantă de energie. Dar revenind la eoliene, zilele trecute, că sunt zile în care vântul nu suflă așa putem, dar zilele trecute doar eolienele au asigurat circa o treime din producția națională. O treime, doar eolienele. A fost cea mai mare producție în perioada aceea, a depășit toate celelalte surse. De ce nu discutați cu domnul Niculescu, de la Constanța, secretar de stat? Da, cred că știe lucrul ăsta. Discutăm și cu domnul Niculescu. Păi, ne știe cu siguranță, dar există... el se vește de alții pe acolo. Dacă e mâna de intenții bune, cu siguranță se lovește de alți băieți de pe acolo. Trecem nu la Constanța. Nu doar de domnia sa, da. Trecem la Constanța? Trecem. Bun, că și discuțiile cu cetățenii sau faptul că țineți legătura cu ce se întâmplă la Constanța, că păreți puțin cam rupt de Constanța, vă reproșez nu chestia nu aceasta, înseamnă activitate. La interviuri, dar vin săptămâna în Constanța. Bun, perfect. Și ce ați constatat? Ce concluzii trageți ca urmare a discuțiilor cu colegii, cu oamenii? Că bănuiesc că vă întâlniți și păi, cu cetățenii. În primul rând, constanțenii... aș zice 99% din cei cu care am vorbit și am vorbit cu mulți pentru că am pornit un proiect prin care ținem legătura cu oamenii și vorbim, o luăm din ușă în ușă așa în toată Constanța și sunt mulți care, cu care ne-am și întâlnit și care se uită la noi acum și pot confirma lucrul ăsta. Cei care, cu care n-am avut încă plăcerea unei discuții directe o să o avem în continuare pentru că proiectul nostru este săptămânal. Chiar de mai multe ori pe zi ieșim. Și toți spun că orașul nostru este, merge pe o direcție greșită, că este administrat prost. Invocă, bineînțeles, situația drumurilor, problemele acestea de circulație. Parțial există anumite explicații prin faptul că s-au pornit multe proiecte, dar s-au pornit în același timp. Unele pare că sunt dirijate fără cap și fără coadă, adică nu există o logică în modul în care sunt sincronizate aceste proiecte, în care sunt impulsionate anumite lucrări. În momentul în care ești beneficiar al unor lucrări, trebuie să pui presiune, să facă lucrările bine, să le facă la timp. S-a întâmplat în multe domenii ca firmele care au câștigat licitațiile să nu își respecte întocmai contractul și uneori nu e bine să oprești pur și simplu totul, să închizi, să reziliezi contractul, să iei de la capăt, pentru că asta înseamnă să pierzi niște ani buni și nu ne permitem. Da. Adică trebuie să mai strângi din dinți și mai treci cu vederea una alta, dar la un moment dat lucrurile astea se adună și devin extrem, extrem de supărătoare. Și atunci trebuie o mână foarte care să, sau un picior care să pună pantoful în prag așa și să forțeze lucrurile, să îi împingă de la spate pe oameni ăștia, să lucreze la timp și să lucreze bine. Constanța pare neguvernată, pare
că este lăsată la voia, la voia întâmplării, la voința unei singure persoane, administratorului public, a managerului, city managerului, care în lipsa unei activități intense a primarului și-a întins așa sfera de influență și de putere peste tot orașul, ceva de speriat pe mine. Și am auzit nemulțumirea asta de peste tot. Modul în care primarul a ales să se derobeze de atribuții și să lase foarte multe chestiuni importante pe seama city managerului, este criticabil. Cred că nu și-a ales bine colaboratorii, dar... O mențiune vreau să fac în contextul celor declarate de dumneavoastră în continuare, doamna Felicia Ovanesian, reiterez invitația la interviu, pentru a putea răspunde și celor, doamna Ovanesian. Cred că nu sunt suficient de, nu știu, simpatică pentru dumneavoastră, habar nu am cum să mă exprim. Dar nu. A tot amânat, eu sper că e doar așa, a amânat pentru că este prinsă în rezolvarea problemelor de la primărie, nu din alte motive. Ok, revenim. În afară de domnul Chița, cred că nu este mai nimeni foarte simpatic doamnei, pentru că are o atitudine arogantă și asta și față de colegii mei, consilieri, uneori chiar și față de peneliști și față de multă lume. Unii n-au curajul să spună, da, mă rog, problema nu este a primarului, e a noastră, a tuturor, pentru că, iată, modul ăsta disfuncțional în care lucrează primăria ne afectează pe toți. Erați în regulă la un moment dat, adică aveați o colaborare cu doamna Ovanesian. Niciodată, pe anumite chestii. Mi-aduc aminte de momentul acela de la Lupoaică. N-am avut colaborare, ne-am întâlnit pe o idee și am ajuns acolo și susținem aceleași lucruri. Asta înseamnă că a avut o relație apropiată, anumite lucruri pe care le spunea și le făcea într-o anumită perioadă erau corecte. A, și s-a schimbat între timp. Vedem cu toții, da, vedem. Că s-a schimbat și, mă rog, e problema și de atitudine a persoanei, de modul cum interacționează persoana. Dacă îi consider pe toți inferior ție, te vezi undeva deasupra, ești foarte arogant, le închizi ușile nas tuturor, iei decizii fără să te consulți cu nimeni, te ascunzi în spatele tastaturii și folosești conturi și faci comentarii pe Facebook de dimineață până seara și... Noi suspectăm că intră pe contul un anumit cont al primarului și comentează. Suspectăm, nu e? Suspectăm, vă dați seama ce suspicioși suntem. Dacă suspectăm toți, înseamnă că nu sunt ceva e acolo. Adevăr, poate să fie acolo, că doar... Da. Veți candida la primăria Constanța? N-am decis lucrul ăsta și nu iau doar eu decizia, va fi... Am să vă întreb de fiecare dată când ne întâlnim chestia asta până... Vă promit că în momentul în care vom decide, vom anunța. La Constanța, la un moment dat, când era, nu știu acum, parcă s-a mai liniștit lumea, e așa o stare cam... Au fost făcute sesizări, a fost acea chestiune legată de reluarea unui contract, de toaletarea copacilor. Ce se mai întâmplă? USR-ul le-a făcut. Mă refer la reluarea contractului cu spațiile verzi. Nu mai știu nimic. Cer scuze pentru ignoranță. Unele sunt în stadiu de cercetare. Sunt autoritățile statului, vedem că se mișcă o reluare așa pe unele subiecte. Și lucrările astea am văzut pe Lăpușnean, sunt într-adevăr fonduri europene, sunt bani mulți, dar parcă sunt cheltuiți în bătaie de joc, așa, adică... Faceți o sesizare și pe această speță? Păi sunt chestiuni de detaliu, vreau să vă spun că s-au refăcut trotuarele pe Lăpușnean, da? În momentul în care le refaci, nu tai din rădăcinile copacilor. O să vedeți, deja au început să usuce. Și nu doar pe Lăpușnean, și pe Mamaia și în tot orașul. Veți vedea câțiva ani de zile
aibă ăștia frumoși rană. Le-a trebuit 10 de ani, le-a trebuit 10 de ani să se dezvoltă, să-i dezvoltă o coroană așa frumoasă, se vor usca. Și va trebui să-i tăiem și să punem niște copaci în schimb și o să arate orașul, deja arată îngrozitor, pare așa o chestie, o tichie de mărgăritar, orașul are atâta probleme, tu vorbești de spațiile verzi și despre copaci de pe aliniament sau despre parcuri. În discuțiile pe care le avem cu constanțenii, am spus, drumurile reprezintă o problemă foarte importantă, lipsa parcărilor. Acum, chestiunea spațiilor verzi a rămas, pentru că în continuare nu s-au amenajat, deși sunt în proiect câteva astfel de parcuri, dar lentoarea asta din administrația publică face în așa fel încât lucrurile să nu fie vizibile, o să vedem, nu știu, la anul probabil că o să miște ceva, este în zona Spectrum un proiect, mai sunt alte și pe Dezdrobiri e un proiect. Sunt mai multe. Și cu parcul Tăbăcărie trebuie făcut ceva. Dar se mișcă greu și în general se mișcă greu, am spus. Credeți că cu o administrație locală USR s-ar fi mișcat mai repede? Că totuși sunt chestiuni legate de birocrația. E birocrația. La unele lucruri, oricât de mult ți-ai dori să faci treabă, te lovești, ba de o lege aiurea, ba de modul în care se mișcă subordonații și până să iei măsuri, ce măsuri să iei, că legea te lasă de aici până aici să iei anumite măsuri și așa mai departe, trece timpul și tu vrei să faci foarte rapid anumite proiecte. Da, te uiți în alte orașe cum au reușit alții pe aceeași legislație, da, cred că s-ar putea face. În primul rând, dacă este disfuncționalitate între primar și consilier, deja avem o problemă. Nu este vorba doar despre modul în care colaborează primarul Virgil Chița cu consilierii USR. Am văzut că au fost probleme și de coordonare și de dialog și cu cei din consilierii din PNL. Nu sunt eu avocatul celor din PNL, știu singur să se apere, dar mă rog, știu, când ești în aceeași barcă într-un anumit partid, e mai greu să ieși din rând și să spui public niște lucruri. Da, chestiunile astea s-au văzut. Oricând nu discuți lucrurile înainte, când nu faci ordinea de zi împreună cu consilierii, când nu explici, când nu faci armonizările acelea care trebuie făcute, te lovești anumite piedici pe care ai putea să le eviți. Acum, eu aș putea foarte ușor să vă spun, da, ar fi fost mai bine dacă era administrație USR. În sinea mea, cred lucrul ăsta. Dar dacă vă spun eu, nu știu cu ce ne ajută sau nu știu. Dacă da, mai așa, poate n-ar fi fost așa. Poate aș fi greșit, dar impresia mea, sinceră, este că ar fi fost mai bine. Ok, atunci când vă veți decide dacă veți candida dumneavoastră sau să ne anunțați și să reluăm toate acele teme de discuție, proiecte pe care le spuneați în campanie. Între timp nu rămâne decât să o chestiune. Asta cu candidatura, înțeleg, încă vă gândiți, probabil că trebuie să faceți și sondaje, să vedeți cum mai stați, să luați pulsul, să continuați întâlnirile cu cetățenii. V-a afectat plecarea lui Cioloș și a colegilor? Pleca și cineva de la Constanța, de aceea sunteți în minus cu numărul de parlamentari. Au plecat din mai multe zone ale țării. Ne-a afectat, dar mergem înainte. N-am înțeles exact gestul lui Dacian Cioloș. L-a explicat într-un anumit fel, pe mine nu m-a convins, să știți. Efectiv nu m-a convins. Adică, pe de-o parte, spui că opoziția trebuie să se unească, să facă un front comun, și în momentul în care tu ai un partid, ești și șeful acelui partid, ai și o parte importantă din biroul național, ai parlamentari, ai posibilitatea să-i convingi pe cei care nu sunt, poate, alături de tine cum ți-ai dori, să vină alături de tine. Tu pleci. Eu chestia asta nu pot să înțeleg. Oricâte explicații și oricâte, contorsiuni logice. Orgoliul cine să fie șef, nu?
Nu mai fac speculații. USR este un partid stabil și după acel moment, după ce Dacian a ales să plece, împreună cu unii dintre colegii noștri, vom continua activitatea și ne vom întări. Cine vrea să rămână, rămâne și vom face treabă ca lumea împreună. În rest, asta înseamnă libertatea. Fiecare își alege drumul. Da, în sondaje nu este tocmai fericită situația. Nu știu de ce spuneți așa, pentru că nu este nici rost, dar nu este nici nefericită, să spun. Mi-aș dori să avem niște procentaje mai bune, dar s-au întâmplat multe în perioada aceasta. Nu vreau să spun că nu am făcut nicio greșeală, am făcut greșeli, însă am văzut și câți bani s-au băgat de PSD, PNL, cu milioanele și milioanele în presă și cred că și noastră ca jurnaliști vedeți lucrurile astea și nu cred că vi se par corect, pentru că e o concurență neloială, adică unii iau milioane de euro și sunt direcționați pe anumită zonă, vezi pe ăla invis, pe ăla nu-l invis. Noastră aici imitați pe toată lumea, eu am observat lucrul ăsta. Uitați, de la toate partidele au o tribună și se pot exprima și sunt întrebări legitime la care trebuie să răspundă. Pe de altă parte, presa centrală cel puțin e ceva de groază, se întâmplă ceva de groază și e păcat că se întâmplă asta. Și o părticică din lucrul ăsta este cauzată și de această caracatiță care a monopolizat și presa. E adevărat, și unele greșeli ale noastre. Da, fie la ea e acasă și dacă tot ați adus în discuție chestiunea aceasta, luați în calcul că în alte țări civilizate există pentru presă să supraviețuiască, că de asta se iau bani de la partide, că presa nu trăiește cu aer. Da. Se dă de la stat. Este subvenție de la stat. Trebuie și atunci, discuția asta foarte serios. Și atunci da. Lucrurile ar putea fi reglate, deși există și acolo pericolul în funcție de cine e la putere să... Da, merită o discuție. Să mărească plafoane, să le micșoreze în funcție... Merită o discuție pe această temă. Adică, văzut modelele... După niște criterii predictibile, foarte clare, îi lasă trăiască. Și atunci exact. Nu sunt forțați, mă rog, să facă un compromis de genul acesta. Dar, vedeți, și în condițiile astea vitrege, unii au făcut un compromis, o jumătate de pas, dar alții s-au dus cu totul, așa, cu capul înainte. Decizia fiecăruia. Exact. Nu-mi place să, când sunt întrebat de o chestiune, de ce nu aveți, nu știu, 30% în sondaje, să dau vina pe presă, să dau... De asta am spus, am făcut și noi multe greșeli, dar, și asta e o componentă importantă care merită discutată, și oricum noi discutăm direct cu cetățenii, de asta avem și aceste acțiuni de mers în oraș și discutat cu... Aveți astăzi după interviu? Da, la ora 5, 2 ore o să discutăm cu oamenii care ne deschid, că e ciudat. Unii oameni se trezesc cu un parlamentar la ușă, așa, se uită ciudat. Dar nu e ca... Că mi-aduc aminte de imaginea aceea cu doamna de la PNL cu deschide ușa. Așa ați ajuns să și dumneavoastră sau nu când auziți că răspunde un copil numai nu, vă retrageți? Nu insistăm când sunt copii. Ideea este că unii ne recunosc, alții nu. Unii îmi vorbeau de Stelian Ion că a făcut înțelegere cu Chițar, după aia și îmi povestea. Nu mă recunoscuse că vorbește cu mine și îi puteam spune foarte clar că nici vorba de înțelegere. Cred că am avut una dintre cele mai dure campanii. Astfel încât e greu să-mi imaginez că cineva s-a putut gândi la așa ceva, că am avut înțelegere și... Am realizat ulterior că a existat o altă persoană care a avut, cel puțin o altă persoană care a avut înțelegere. A zis bine, da. Da. În regulă. Vă mulțumesc pentru aceste declarații, pentru interviu și să ne revedem, nu știu, nu tot așa peste o lună, două, trei, mai devreme să aflăm ce vă spun constanțenii și ce proiecte mai promovați în Parlament. Mulțumesc mult! Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine, tot de la ora 2, cu un viceprimar. Vă mulțumesc, la revedere!